Bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vom aborda capitolul de boli hepatice din cumar și anume ciroza hepatică. Vom discuta despre clasificarea Child Pugh modificată utilizată în ciroză și vom utiliza și o tehnică mnemonică pentru a reține mult mai bine. Vom reține A, B, C, D, E. A de la albumină, B, bilirubină, C de la coagulare, adică timpul de protrombină, D de la ascită, adică distensia abdominală, și E-ul de la encefalopatie. Clasificarea are 3 cuvinte, deci vom reține 3 și vom avea scorul 1, 2 și 3. Vom începe cu DE, pentru că acestea seamănă, și avem în felul următor. Dacă ascită este absentă, primește scorul 1. Dacă și encefalopatia este absentă, la fel, scorul 1. Dacă ascita este mică, va primi scorul 2, iar dacă encefalopatia este ușoară sau moderată, va primi la fel scorul 2. Dacă ascita este moderată sau severă, va primi scorul 3, iar dacă encefalopatia este marcată, va primi scorul 3. Acum ne vom uita la analize, și anume la bilirubin, albumină și PT. La bilirubină vom reține intervalul de 34-50. Dacă este sub 34, va primi scorul 1. Dacă este între 34 și 50 inclusiv, va primi scorul 2. Și dacă este peste 50, va primi scorul 3. Iar aici avem micromol pe litru. La albumină vom reține 28-35. Dacă pacientul are peste 35, va primi scorul 1. Dacă are între 28 și 35, va primi scorul 2. Și dacă are sub 28, va primi scorul 3. Vedeți că aici am pus o săgeată crescătoare. Iar aici ar veni 0. Iar albumina se măsoară în grame pe litru. Legat de timpul de protrombină, adică secunde peste normal, vom reține valoarea între 4 și 6. Dacă PT-ul este sub 4, va primi scorul 1. Dacă este între 4 și 6, va primi scorul 2. Și dacă este peste 6, va primi scorul 3. Nu uitați că aici este inclus numărul la scorul 2. După ce obținem aceste scoruri, le vom adăuga pentru a vedea șansa de supraviețuire. La fel ca aici, avem 3. A, B, C. Iar aici am exemplificat printr-un tabel pe care îl vom vedea imediat. Am revenit cu o schemă mult mai simplificată. Iar aici avem child A, B și C. Vom reține că B-ul este între 7 și 9. Sub 7 este A-ul și peste 10 inclusiv este C-ul. Ar fi fost așa de fapt. Aici avem supraviețuirea la un an, la 5 ani și la 10 ani. Child A, child B și child C. Vom încerca să reținem aceste cifre cumva aproximativ, nu exact, pentru că se poate greși, dar aproximativ măcar să știm pe unde se situează fiecare. Putem observa pe această coloană A că aici la 82 se scade mereu cu 20. Aici la fel cu 20 și ajungem de la 82 la 62 la 42. Deci este repetitiv. Pe acest rând am observat că se împarte la 2. Aproximativ nu este chiar exact, dar măcar să știm valoarea aproximativă. 82 împărțit la 2 ar veni în jur de 40, împărțit iar la 2 în jur de 20. Iar aici dacă adăugăm 20 plus 20 ar da aproape 40. Un lucru important de reținut este dacă pacientul are child C. Supraviețuire la 10 ani este 0. Foarte important. Iar aici este un 7 pe acolo, trântit. Deci, cumva, asta este metoda pe care o folosesc eu pentru a reține cât de cât. Și la un moment dat, dacă le tot repeți și le exersezi, deja o să reții cu exactitate cu fiecare cifră în parte. Un alt lucru pe care l-am observat a fost această ordine descrescătoare. Deci, cel mai important lucru este să reținem bilirubina, care este între 50 și 34,
După care, în ordine descrescătoare, o să avem albumina, care este aici 35-28, după care C-ul, adică 6-4. Aici avem BAC, deci o să știm că prima dată este bilirubina aici. După care albumina și PT-ul. Și nu uitați că este la scorul 2, foarte important. Deci mai mult este un joc de cuvinte, de cifre, cam așa. Și ca să reținem acest scor, l-am asociat cu Charlie. L-avem aici și pe fond galben, adică ne gândim la icter și la ciroză. Sper că v-a plăcut tehnica de astăzi pe care am folosit-o și dacă v-a plăcut, nu ezitați să lăsați în comentarii, eventual un feedback și ce v-ați dori pe viitor să mai fac pe acest canal. Pe data viitoare!